Adrian Mutuie, din nou tată. Consuelo a născut astăzi într-o clinică din Miami. O fetiță. Maia este sora mai mare a Adrianei, care are acum aproape 2 ani. Știrea că briliantul este din nou tată a fost postată și pe site-ul oficial al echipei lui Mutu, Fiorentina. Sunt copleșit de bucurie. Este un copil pe care atât eu cât și Consuelo ni l-am dorit foarte mult și aproape că ne pierduserăm răbdarea așteptându-o. Sunt vorbele oficiale ale briliantului trimise presei din România după venirea pe lume a Maiei. Maia a făcut cunoștință cu lumea americană. Micuța Mutu s-a născut dimineață într-o clinică privată din Miami, la 6:52 de minute ora locală. Mi-au dat lacrimile când am luat-o în brațe. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi se întâmplă. Maia Vega are 52 de centimetri și 3 kg 600 de grame. Mama ei, Consuelo, a ales să o nască pe cale naturală, la fel ca și în cazul Adrianei, sora mai mare a Maiei. Adriana are deja 2 ani și a fost prima bucurie a familiei Consuelo și Adrian Mutu. Pe 11 iunie 2006, când s-a născut Adriana, apropiații familiei Mutu au spus că fotbalistul i-ar fi tăiat cordonul ombilical micuței. Ca să asiste la nașterea Maiei, Mutu s-a învoit de la Naționala României, aflată în cantonament la Belec. Deși Maia Vega are doar câteva ore, a devenit deja faimoasă. Site-urile sportive vorbesc deja despre ea. S-a născut Maia Mutu, felicitări campionului român de la Fiorentina. Sau s-a născut o nouă stea, Maia Mutu, la 6:52 de minute la Miami. Fiorentina felicită familia Mutu.